Lucrări ample se desfășoară pentru o mai bună funcționare a fântânii cinetice din centrul orașului. Pentru ca severinenii să se poată bucura pe deplin de spectacolul dinamic de lumini, au fost demarate lucrări încă din luna noiembrie a sezonului trecut. Timp de 40 de ani de la inaugurare și până în prezent nu a mai fost realizată o revizie totală. Vești bune pentru iubitorii de fotografie. Pozele inedite de la fântâna din centrul orașului vor fi din nou în albumele tinerilor căsătoriți și nu numai. În acest moment a început montarea mai multor piese care au fost reabilitate la o unitate specializată din Târgu Jiu. Reprezentanții primăriei Drobeta Turnu Severin au parcurs toți pașii necesari, astfel încât fântâna cinetică să fie funcțională cât mai repede posibil. În această perioadă facem demersuri pentru a da drumul fântânii cinetice, mai ales că se apropie sezonul estival. Este un obiectiv foarte important pentru municipiul Drobeta Turnu Severin și o plăcere pe care turiștii trebuie să o aibă când ne vizitează. Sperăm ca până la 1 iunie să reușim să terminăm această lucrare. Este foarte amplă, piesele fiind foarte mari și foarte greu de găsit, a fost o perioadă destul de lungă pentru achiziționarea acestora, dar venim în întâmpinarea cetățenilor și sperăm să aducem și alte bucurii pentru această zonă. Fiind pandemie, vom face tot ce ne dă voie, bineînțeles, și legea, ca să nu încălcăm astfel de măsuri. Fântâna cinetică din Drobeta Turnu Severin a fost realizată de Constantin Lucaci, unul dintre cei mai remarcabili sculptori din oțel inoxidabil al lumii. Numită și Hora de la Bălăcița, aceasta reprezintă o îndrăzneață combinație de apă, lumini și mișcare, iar în spatele ei se află Palatul Culturii Teodor Costescu, un monument istoric inaugurat în 1913, pe care îl poți marca pe lista cu obiective de vizitat.